Locuitorii județului Gorj vor auzi vineri semnalul de alarmare al echipamentelor avute în dotare de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj. Acesta este un exercițiu care are loc la nivel național. În Gorj, sirenele vor suna începând cu ora 10 până la ora 12, timp în care gorjenii vor auzi semnalul de alarmare compus din 5 sunete de câte 16 secunde fiecare. IGS-ul recomandă cetățenilor să rămână calmi și să urmărească informările Inspectoratelor pentru Situații de Urgență. Pentru a nu speria populația, aceștia vor transmite și mesaje tip voce particularizate cu sintagma exercițiu. În funcție de caracteristicile tehnice, vor fi testate și echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocală către populație.